Suntem la Delfinariu Constanța, este o instituție a Consiliului Județean, iar Consiliul Județean a investit în această frumoasă clădire, sunt bani europeni atrași, am investit și noi tot cu bani europeni și am filtrat la un nivel deosebit, la un nivel de calitate maximă apa delfinilor, să avem condiții excelente, să putem intra în apă și de ce să nu fim mai aproape de constanțeni prin astfel de zile festive ale Dobrogei, printr-o zi a porților deschise, care să însemne un aflux de vizitatori. Am avut și o reprezentare suplimentară la ora 13, am avut 3 astăzi în total reprezentații și nu în ultimul rând, la fiecare am prezentat o poveste frumoasă a delfinilor, a acestor mamifere marine, dar și a delfinarului Constanța, a epopeei realizării acestei frumoase investiții și de care suntem foarte mândri. Suntem în situația și de a prezenta oamenilor un animal deosebit și un punct de interes biologic, dar în același timp educativ pentru copii și nu numai, care au mai departe putere mai multe decât noi. Fiindcă atunci când vor fi mari, cu siguranță vor putea face mai mult rău sau mai puțin bine decât am făcut, sau mai mult bine decât am făcut noi, fiindcă firește tehnologia le va fi aproape.